Pandemia globală de coronavirus își are originea în Wuhan într-un market de animale sălbatice. Virusul a fost inițial denumit 2019 nCoV, ca după să fie redenumit în SARS-CoV-2. Mulți mă întrebați dacă virusul e făcut în laborator sau a apărut pe cale naturală. Suntem foarte siguri că virusul a apărut pe cale naturală venit de la animale. Omul nici nu ar avea cum să facă așa ceva. Mama natură o face mult mai bine. Există și un studiu recent apărut de la o publicație științifică prestigioasă care confirmă faptul că virusul are origine animală. Iar circumstanțele în care a apărut le voi discuta în acest video. Așa că rămâneți până la capăt pentru că o să înțelegeți mai bine problema. Datorită globalizării și a mijloacelor de transport moderne, virusul a ajuns pe tot globul într-un timp foarte scurt, devenind pandemie. Mulți experți consideră că e posibil să devină cea mai urâtă pandemie din ultimii 100 de ani. Asta, bineînțeles, dacă comunitatea științifică nu reușește să găsească soluția la timp, iar populația nu respectă sfaturile autorităților. În 1918, gripa spaniolă a omorât mai mulți oameni decât primul război mondial, inclusiv civili. Oamenii se tem de război, dar cei mai puternici în amii sunt cei pe care noi îi vedem. Primul lucru pe care vreau să-l luați din video de azi e că panica nu ajută la nimic, ci ajută în schimb să acceptăm situația așa cum e și să fim cooperanți unii cu alții. Să avem grijă de apropiații noștri, de cei mai puțin norocoși, să nu ne pierdem umanitatea. Motivul principal pentru care trebuie să ne distanțăm unii de alții e ca să încetinim răspândirea virusului, care e foarte contagios, să dăm posibilitate sistemului medical să facă față cu numărul crescut de cazuri și timp comunității științifice să găsească o soluție. Dacă sistemul medical nu e protejat, vor muri foarte mulți oameni. Cu toții vrem ca atunci când avem o problemă de sănătate să fie un doctor care să ne trateze. Dar dacă doctorul trebuie să lucreze în același timp cu 20 de pacienți, probabil majoritatea nu o să fie tratați. Asta e o lecție ce trebuie învățată de la gripa spaniolă. 73,4% devin cazuri fatale. Problema e că virusul e foarte contagios. Aproximativ 81% dintre cei care iau virusul o să îl resimtă ca pe o gripă, dar 13,8% o să aibă nevoie de spitalizare și 4,7% o să ajungă în stare critică. Populația cu grad de risc ridicat de mortalitate sunt persoanele cu vârsta peste 60 de ani, dar asta nu înseamnă că e o boală a vârstei. Factori de risc sunt bolile cardiovasculare și respiratorii, diabet și cancer. Persoanele supraponderale și fumătorii au risc ridicat. Cei care mă urmăriți pe Instagram știți că în Marea Britanie fac cercetare la doctorat pe virusuri respiratorii și tratamente antivirale. Iar astăzi o să vă prezint lucrurile dovedite științific despre acest patogen, dar și opinia mea personală. Am stabilit că virusul se numește SARS-CoV-2, un virus din familia coronavirusurilor ce produce boala COVID-19. E un virus pe bază de acid ribonucleic sau ARN, nu ADN. Asta înseamnă că are o șansă mai mare de mutații. Totuși, comparativ cu gripa sezonieră, are rata de mutații mai mică. Familia coronavirusurilor e distinctă datorită proteinelor de pe suprafața virusului ce oferă aspectul de coroană. El se folosește de aceste proteine pentru a se atașa de celulă și a o infecta. Dorința virusului este să se atașeze de o celulă, să intre neobservat și să folosească mașinăria celulară pentru a se multiplica. De fapt, mulți oameni de știință consideră că aceste microorganisme nu sunt în viață, tocmai pentru că nu se pot multiplica singure. Atunci când virusul ajunge în plămâni, va fi luat în primire de sistemul imunitar, care va produce inflamație. Această inflamație poate, în cazuri extreme, să ducă la pneumonie, o condiție ce poate opri schimbul de gaze dintre plămâni și sânge. Iar dacă nu e suficient oxigen în sânge, omul poate să moară. Populația cea mai imunocompromisă e cea vârstnică. Ei trebuie protejați. Care sunt simptomele? Simptomele sunt similare cu gripa, dar distinctiv e o tuse bruscă și seacă și temperatură de peste 37,8 grade Celsius. De fiecare dată când o persoană infectată tușește, se împrăște în medie circa 300 de virioni. Virusul poate ajunge direct în sistemul respirator al persoanei cu care vorbim pe calea aerului, dacă acesta se află la o distanță mai mică de 1,5 metri sau poate rămâne lipit pe suprafețe. SARS-CoV-2 e detectat în aerosol timp de 3 ore, pe cupru rezistă timp de 4 ore, 24 de ore pe carton și până la 3 zile pe plastic și fier. Noi putem atinge aceste suprafețe, să luăm virusul, să ducem mâna la nas, gură sau ochi și să ne infectăm fără să știm. De asta, cele mai bune metode de prevenție sunt distanțarea socială și spălatul pe mâini des cu apă și săpun sau dezinfectant pe bază de alcool. Ar trebui să vă spălați de fiecare dată timp de 20 de secunde, cât ar dura să cântați la mulți ani de 2 ori, pentru că săpunul și alcoolul dezintegrează virusul. În general, persoanele infectate vor arăta simptome după primele 5 zile, dar în aceste 5 zile pot împrăștia virusul fără să știe că sunt vărători. Încă o dată, dacă nu vreți să împrăștiați boala apropiaților voștri, ascultați sfaturile autorităților. Boala poate fi împrăștiată și dacă persoana e aparent sănătoasă. Acum, ca să revină o idee anterioară, de unde a venit acest virus? China a fost avertizată de mulți ani, inclusiv de proprii specialiști, să interzică marketurile sălbatice. Aceste marketuri sunt locuri unde animalele sălbatice sunt aduse pentru vânzare. Sunt puse la un loc animale din diferite specii, cu boli specifice speciilor, iar când acestea intră în contact fie direct, fie prin fluidele rămase în cuști, pot schimba virusul care să sufere mutații și într-un final să ajungă la om. Ultimele analize genomice arată că virusul cel mai probabil a venit de la un iliac, a fost transferat la un pangolin, după care a ajuns la om.
Și ajungem la întrebarea cea mai așteptată. Cât o să mai dureze nebunia asta? Realitatea e că nimeni nu știe, dar pot să vă ofer predicțiile mele. Ca să putem lupta eficient împotriva virusului, avem nevoie de un vaccin. Vaccinul ar putea să dureze între 12 și 18 luni până să ajungă pe piață. Ați auzit bine. Deși pare mult, e foarte puțin având în vedere cât ar fi durat acum 20 de ani, de exemplu. Cealaltă variantă sunt tratamentele, dar tratamentele nu oferă imunitate și virusul poate să se adapteze. Există în prezent o serie de tratamente care sunt folosite pentru alte boli și care au aparent rezultate împotriva SARS-CoV-2. Deci poate exista speranță din direcția aceea. Cel mai important lucru e să fim cooperanți și să trecem prin asta împreună. E nevoie de efortul fiecăruia dintre noi. Dacă ați găsit videoul de folos și vreți să postez mai des, nu uitați să apăsați butonul de like și să-l dați mai departe. Vă mulțumesc pentru vizionare, ne vedem în video următor. Aveți grijă de voi!